cafe, baruri și catering. Am revenit după o scurtă pauză de publicitate alături de invitata noastră, Ana Maria. Ana Maria, v-am botezat. Gata, știu ce am de făcut. Ana Mihaela Nicolae, actriță la Teatrul Elvira Godanu din Târgu Jiu. Eu sunt la Cluj încă și am de parcurs așa vreo 9 pagini de CV. Ce s-a întâmplat după, într-un galop, că n-avem cum? M-am angajat la Teatrul din Sfântul Gheorghe, la secția română, bineînțeles. Normal, totuși. Da, am stat acolo aproape 2 ani, dar nu era o situație grozavă. Fusese foarte bună secția asta și încă era, dar era într-un moment de restriște, așa am nimerit eu acolo. În timpul acesta am avut colaborări la Deva, am tot încercat, am participat la tot felul de workshop-uri, am ajuns la Ipotești, la Andrei Șerban, la un workshop. Care l-ați mi-a cunoscut schimbat, pe Andrei Șerban. Da, de ce v-a schimbat? Mi-a schimbat viața. Viața? Chiar viața? Da? De ce? Milita pentru o liniște. O liniște sufletească, așa, de care avem nevoie uman. Și o liniște prin teatru, dar liniște. Și m-am întors radioasă, așa, de acolo. Lumea ar înțelege că scena nu e întotdeauna oceanul de, nu știu, de înțelegere, de toleranță. Liniștea vine din rol, vine din modul de percepție. Cred că vine din om, pur și simplu. Din om. Da. Și parcursul ăsta, de asta ziceam că pe mine m-a schimbat uman. Adică am învățat eu și nu, nici nu e atât de greu de explicat. Începusem la un moment dat să cred că după o vreme începusem să renunț cumva. Am vrut să mă rup de Cluj. După Sfântul Gheorghe m-am întors la Cluj, m-am înscris la secția de dramaturgie, că tot cunoscusem acești oameni pe partea de scriere. La teatrologie, de fapt, așa e zice. Dar nu mă vedeam veșnic ca studentă. Simțeați nevoia, probabil, să intrați în viața scenei, cu adevărat. Erau, bineînțeles, și partea asta financiară destul de... Adică, deloc de neglijat. Da, mai ales... Adică, contează foarte mult să-ți dorești. Contează enorm să-ți dorești. Și îmi doream. Dar neavând o susținere, aveam momente când nu mai rezistam nicicum. Nu mă vedeam făcând asta toată. Adică o alergătură și nici nu... Și exista și neîncrederea. Tot de aici provenea cumva. Neîncrederea mea în mine, tot de aici, era o nesiguranță continuă și pentru meserie și pentru și partea financiară. Și ce ați ales să faceți? Am renunțat la Cluj și mi-a părut rău după aia că n-am renunțat mai devreme cumva. Adică și masterul puteam să mi-l fac în altă parte, pentru că eu îmi doream să merg spre București. Am vrut la un moment dat spre Târgu Mureș să mă duc și ei ca să mă țin acolo, că na, era și eu, și masterul nici nu s-a făcut cum trebuia să se facă. M-am întors la Târgu Jiu. Am venit așa peste... M-am întors la Târgu Jiu și am rămas. Am venit într-o vizită și am rămas aici și mi-am luat lucrurile de la Cluj peste o lună. Nu știam ce o să fac. Am picat un pic, din nou. Și, dar aveam un optimism și
nu, am mai spus asta, că nu credeam când oameni pe care îi mai cunoșteam pe aici, cunoșteam destul de puțini, pentru că deja fusesem plecată de 7 ani și... când îmi spuneau oamenii, cunoscuții, colegii, nu știu... Cum pleci de la Cluj? Cum pleci de la Cluj, da, și vii tu în Târgu Jiu ăsta de unde toată lumea pleacă, toți sunt plecăm și tu te întorci. Sunt teorii care aduc în discuție provincia ca loc de păstrare a magiei teatrului. Provincia nu scoate din scenă teatru, să spunem. Din potrivă, s-ar putea să fie o formă de conservare și de manifestare mult mai aproape de adevărul speției, să spunem. Credeți în asta? Acum cred. Acum cred din tot sufletul. Atunci, în debusolarea aia mea, nu știam în ce să cred. Zăream așa foarte în ceață o luminiță, dar mi-a fost un pic am început să și pe intuiție. Da, exact, tot pe intuiție și am construit încet încet am mers cumva și spre alt domeniu, de fapt. Că asta am făcut, am mers spre alt domeniu. Am lucrat aici într-o televiziune, apoi mi-am construit o asociație non-profit. O să discutăm despre asta, da, pentru că este extrem de, extrem de important. Spuneți-mi, ați plecat de la Cluj, ați fost la Târgu Mureș? Nu. La Sfântul Gheorghe am fost. Sfântul la Sfântul Gheorghe. Dar nu am locuit acolo efectiv. Am făceam înțeles. Un fel de Deva, Râmnicu, Vâlcea... Care sunt formele de manifestare teatrală spre care înclinați să mergeți? Teatrul clasic sau teatrul modern? Credeți în neconvenționalitatea formei de manifestare a teatrului? Acum, eu cred. Cred și apreciez, îmi place să văd teatrul în formele lui diferite, așa. Neconvențional, acum... Eu am avut niște experiențe cu Clujul, am încercat acolo și de asta nici nu, de aia m-am și plictisit cumva, deși poate sună urât, de teatru din Cluj, să zic așa, și de început să se creeze acolo o altă, adică era Teatrul Național și se mai construia ceva. Adică mai era și alt gen de teatru pe care eu nu l-am înțeles, mi s-a părut... că era o... Era independent, chiar am făcut parte dintr-un experiment. Era pe lângă, deci era pe lângă, experiment teatral și sunt de acord și cu asta, adică îmi place, dar trebuie să simt ceva. Și eu, jucând în astfel de experiment teatral și văzând că nu înțeleg eu ce joc și ce se vrea de la mine și așa mai departe, da, și nici nu, înspre zona aia n-am mai vrut să... Teatru clasic și modern. Și modern. Nu pot să aleg, dar eu aș vrea să inventez un tip de teatru. Da? Între și între, nu? Nu. Am mai expus cumva o teoria asta, vreau să-mi fac eu o teză de doctorat pe asta, dar toată lumea mă contrazice, îmi zice că nu se poate așa. Teatru personal. Adică? Interesantă formulă. Dar, bine, sunt diverse forme, performance și alte, dar cum vă povesteam de aceste texte ale mele, care sunt foarte personale, adică sunt, eu sunt acolo, sunt cuvintele mele, sunt poveștile mele și așa mai departe. Eu n-am reușit să le joc, am încercat unul singur, așa, și cel care s-a jucat la Vâlcea, trăiam povestea, dar...
Și am de gând să fac asta, să mi le joc până la urmă. Să mi le joc, să mi joc scrierile. Iată o altă ipostază a Anei Nicolae. Autorul care vrea neapărat să joace, autorul are o voce, înseamnă. Și vocea lui vrea să fie cunoscută prin această formă de manifestare teatrală, care dumneavoastră o denumiți teatru personal. Nu vă e teamă? Și am să ating o întrebare pe care elevii m-au rugat să vă adresez, pentru că le povestesc. Cine îmi este invitat vine seara? Nu vă este teamă că luând personajul sau personajul luându-vă cu dumneavoastră mereu, prin veți risca să vă contopiți atât de mult încât să vă rescrieți viața în timp ce se va juca. Dar problema e alta, că nu se și de asta înțeleg și teoria că nu se poate. Teatrul nu e viață. Nu e. Teatrul nu e. Nu e viață. Dar viața e viață. Dar nu-i minciună. Prin asta, dar nu-i minciună teatru. Nu-i minciună. Nu-i minciună. E foarte complicat acest proces, cumva, pentru că în momentul... E complicat și în același timp poate să fie și ca o purificare, așa. De multe ori ne povestim întâmplările noastre din viața noastră unei prietene, cuiva. Povestim de atâtea ori ca să scăpăm de anxietățile, exact, frigile, angoasele o poveste poate care ne-a marcat, ca să o epuizăm, o repetăm la nesfârșit și până la urmă ne plictisim de ea și nu ne mai interesează. Exhibarea. Da, prin da, rol. Da, da, da. Și așa mă gândesc cumva și eu cu aceste texte ale mele, care sunt foarte... sunt și comice, dar sunt foarte sensibile și mă răscolesc de fiecare dată când le citesc sau încerc să le atunci vă rescrieți. Începeți să vă rescrieți, practic, nu? De fiecare dată. Fiind foarte tânără, având atâtea roluri, dacă asta să le citesc, ne-ar trebui vreo 3 emisiuni în care ați jucat. Ultimul rol? Că măcar atât pot să fac. Primul 13 tablouri cu oameni, Alexandru Dabija, farmacista. Și acum, în colaborare, o să joc în Neguțătorul din Veneția, Nerissa. Știți ceva? Eu l-am citit pe Cehov înainte, totuși spectacolul l-am văzut. Nu știu de ce, dar aerul de gubernie a fost îndepărtat. E o formă de recunoaștere. Am înțeles că Dabija nu a vrut să regizeze o singură povestire sau să dea titlul unei singure povestiri piese, pentru că se teme de Cehov. Cehov i-a creat foarte multe nopți de nesomn, am citit câteva mărturisiri. Suntem departe de atmosfera teatrului clasic? Că multe incizii de modernitate pe care eu, ca spectator fidel al teatrul, al pieselor de la teatrul Vasile Alexandrii, poate nu le pot, din Iași nu le pot înțelege. Sunt necesare inciziile acestea? Incizii în ce sens? Ne referim acum la... Ne referim la spectacolul. La spectacol, sine, da. La spectacol, da. La ce spectacol? Nu la text. În genere. În genere. Teatrul Cehov, în primul rând. Cehov, orice ar ține de teatru clasic. Pentru mine clasic e clasic, fără aspecte de modernitate. Aha. Ușor forțată, ușor artificială, ca să nu mai vorbesc despre celelalte tăieturi care aduc ridicolul și cumva frivolul. Sunteți de acord? Nu pot să dau un verdict, pentru că am văzut și spectacole
foarte bune pe texte clasice, dar aduse sau modificate sau... Deci nu pot să dau un verdict, nu mă pot pronunța. Am înțeles. Revenim la o altă preocupare a dumneavoastră la Târgu Jiu, că parcă ați fi luat în brațe Târgu Jiul după ce ați povestit că ați avut un moment așa de nesiguranță, plecând de acolo și ajungând aici. Și v-ați gândit să creați o punte de dialog între generații. V-ați gândit să realizați o formă de comunicare teatrală prin intermediul unei organizații non-guvernamentale. Interesant titlu. Refugiu urban. De ce refugiu urban? Pentru că cred că am și o reminiscență așa cu rural. Bine că ele se pot îmbina foarte bine. Ne-am gândit că n-a fost numai... E o colaborare. E o colaborare, da. Suntem trei oameni în asociație, trei tineri, și am decis împreună. Era un proiect, Refugiu Urban, era un proiect cumva existent în Târgu Jiu, așa vag, numai că eu am luat inițiativa și am făcut baza asta legală. Și de aici, adică era cumva, se dorea asta în Târgu Jiu, adică eu m-am asociat cu niște oameni care își doreau să facă un locșor în care să găsim o alternativă la ce există deja. De comunicare artistică. Da. Am înțeles. Da. Ce v-ați propus în această organizație? Care sunt țintele dumneavoastră? Țintele sunt mari și răspândite așa în toate domeniile. Dar sunt realizabile. Acum sunt foarte... Păi sunt realizabile pentru că în Gorj teatrul e a doua natură. Clar. Da. Toți vor să facă teatru. Vă explicați printr-un determinism geografic, biologic, această dorință, ce dorință, e puțin spus, năvală către teatru. Dacă îi întrebi pe tineri ce vreți să faceți, ce activități extrașcolare, teatru. Cum vă explicați? De ce doresc atât de mult? Nu știu, pe mine m-a surprins această, adică noi când am început în anul trecut, am deschis școala Cum Vă Place, așa am numit. Așa se numește, așa deci se numește. Școală de Comunicare și Teatru Cum Vă Place. Da, școala Cum Vă Place, după piesa lui Șurcescu. Sediul, da, sediul. La muzeu ținem cursurile. La muzeul județean Alexandru Ștefulescu. Da, la muzeul județean. Și am fost, ne-au luat așa prin surprindere numărul doritorilor. Întrebați de ce vin? Întrebăm, da. Și facem ce vă răspund? Că toți vor să se facă actori. Vedeți? Da, de la 5 anișori vor să se facă actori. Că vor să se joace pentru dicție, pentru dezinhibare. Pentru că astea deja le-au învățat așa. Le-au învățat. Ei știu de ce vin. De multe ori nu pot să ne spună în cuvinte, dar ei știu de ce vin. Eu zic așa, de pe poziția dascălului, că ei nu au forme de manifestare publică și că doza aceea de narcisism despre care vorbiserăm la început, plăcerea de a juca, dublată de plăcerea de a juca, vine ca un fel de, nu știu, ca un fel de compensație la sistemul acesta prost în care copilul, tânărul este eliminat de pe scena socială, nu are un rol social și simte nevoia, chiar simte nevoia să se manifeste printr-un rol dramatic. Le e greu? Le e greu, dar se adaptează și muncesc. Nici nu-i băgăm noi în rol din prima, așa. Faceți niște exerciții de comunicare, învățăm să relaționeze unii cu ceilalți, se cunosc și mai apoi.
facem spectacolul propriu-zis. Anul trecut au jucat toți pe o scenă, au fost aproape 50 de copii, 5-18 ani între vârstele astea. Bine, sunt împărțiți, copiii sunt împărțiți pe grupe de vârstă, dar în spectacolul final și anul ăsta o să facem la fel. Joacă toți pe scenă. Adică am făcut un scenariu, l-am adaptat, am adaptat după ferma animalelor și dintr-un desen animat am luat și din novelă. Am adaptat pentru ei, pentru ca numărul, să intre toți. Da, pentru numărul de personaje, pentru dacă vedem că există anumite relații între ei, anumite replici ale lor le scriem și pe alea, adică totul e se foarte... Se supără dacă îi certați printr-o formă clar, subtilă, nu o să îi certați cum îi certăm noi la școală, nu să zicem. Nu se supără, o iau de la capăt, nu abandonează drumul, pentru că nu e ușor. Nu, sunt ambițioși. Sunt ambițioși și își doresc. Sunt și care renunță pentru câțiva așa răzleți. Pentru că nu se îi aduc părinții și nu se regăsesc neapărat cu, adică le place ideea la început și după aia nu se regăsesc neapărat cu jocul cel mare. Da, exact. S-au gândit dumneavoastră că e posibil ca dintre ei cândva la un anumit moment, la un anumit soroc, dat de orele astrale, dintre ei să apară un nou Horatiu Mălele pe care dumneavoastră ați avut amabilitatea, poate că așa trebuia să încep, dar n-am început pentru că deja aveți o etichetă, nu sunteți numai omul care l-a adus sau actorul care l-a adus pe Horatiu Mălele, sunteți mai mult de atât. V-ați gândit? Sunt copii care... Promit, da. Și avem o grupă de adolescenți acum foarte închegat așa și intru la curs, mi se pare că suntem noi în facultate, adică e atmosfera aia, că fiind... normal că noi adaptăm exercițiile și pe vârstele copiilor și cu ei... Putem să lucrăm așa, chiar ca cei care, să zicem, ar fi trecut printr-o școală. Ca studenție, da. O piesă care să fie reprezentată, să spune, pe scena Teatrului Elvira Godeanu, într-un viitor? O piesă a mea? Nu, a copiilor. A copiilor. O să facem comedia de l'arte anul ăsta, am început deja astăzi, că de-aia sunt și un pic răgușită așa și le-am dus măștile să le vadă. Nu știu dacă o să fie neapărat cu măști, dar am ținut neapărat să le vadă, să le probeze, să se transforme, să se ascundă în spatele măștii, să-și dea seama că ei nu mai există și personajul le ia locul. Un spectacol de comedie de l'arte o să facem. Cu elemente de comedie de l'arte. E foarte interesant că ei aleg comedia. Nu le place... Da, tot timpul e așa. Drama. De ce? Și sunt... nu, cum să le placă drama? E așa. Dacă întrebăm oameni care nu au neapărat legătură cu lumea asta, cu teatru, dar au o idee, normal. Dacă întrebăm și ce preferi, normal, toată lumea vrea comedie să... Știți de ce vă pun această întrebare, care nu e deloc întâmplătoare? Ei sunt exuberanți în formele lor de manifestare, neîngrădite, să spunem, la școala de comunicare și teatru, cum vă place. Dar, intrând la clasă, în locul meu, să spunem, și în locul dascălilor, în general vorbind, nu vei vedea decât în stare latentă, printr-un surâs, să spunem. Starea aceasta de inocență manifestată prin râs zglobiu. Școala nu o să provoace niciodată râsul acela natural, jovial. Parcă ar juca o dramă zi de zi, o dramă a școlii. Și de aceea vă întreb, probabil că motivația ar fi o viață sub canon,
îndepărtată de canoane în clipa în care ajung la dumneavoastră. Deși dumneavoastră le spuneți de la început că actoria are reguli. Care e cea mai aspră regulă? Să nu... E aspră pentru că nu înțeleg. Să nu stăm cu spatele la spectator. Deci doar poziția corpului. Da. Și e atât de grea. E atât de grea că niciodată nu știi... Ne dezorientăm în spațiu. Și asta e. Am înțeles. Problema cea mai importantă probabil rămâne limbajul corpului în toată această poveste. De ce v-am întrebat dacă și aleg drama? Pentru că Vocile Serii, misiunea Vocile Serii vă dăruiește o carte tristă. Este o carte într-o combinație reușită, zicem noi, Caută mă locuiesc în poveste, o înfrățire între un gimnaziu din București, o școală gimnazială din București și un liceu, liceul Colegiul Național Tudor Vladimirescu, unde sunt povești de viață foarte triste. Așadar, pe scenă copiii râd, vă dăruim și poate frumos vor deveni pretexte, nu se știe niciodată, pentru jocul de roluri pe care dumneavoastră îl exersați la Școala de Comunicare și Teatru, cum vă place. Ana Mihaela Nicolae, vă mulțumim mult de tot, s-a mai zâmbit în decorul acesta prin prezența dumneavoastră și vă rugăm să sprijiniți aceste dorințe ale tinerilor de a se manifesta liber. Vă mulțumim mult! Mulțumesc și eu frumos! Toate cele bune pe săptămâna viitoare la Vocile Serii, doar aici la Tele3. Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun găsit la Jurnal. 16 persoane au fost duse astăzi la audieri la sediul DIICOT din Târgu Jiu, după ce procurorii au descins la 20 de domicilii ale unor suspecți care făceau parte dintr-o rețea de traficanți. Anchetatorii susțin că membrii rețelei vindeau